ultimele luni și trebuie să remarc, asta nu înseamnă că nu mai au de recuperat. În perioada următoare să ajungă la ritmul asumat. Dar componenta bună este că a crescut acest ritm. Da. Domnule ministru, care mai este situația companiei Tarom în condițiile în care mâine se va discuta bugetul pe 2023 și sindicatele spun că au primit un buget pentru salarii sub 20%, care nu acoperă nici creșterea salariului minim la 3.000 de lei și nici niște majorări pe care le-au obținut ei pentru salarii. Acolo, așa cum știți, au avut loc, cel puțin în fostul meu mandat, anumite schimbări. Ele vor continua. Mă aștept ca și o chestiune de săptămâni și nu exagerez când spun acest lucru, într-un final să avem aprobat acel plan de către Bruxelles. Probabil că au așteptat să vadă și această schimbare de guvern, dar s-ar putea chiar să fie mult acest termen de săptămâni pe care îl spuneam mai devreme, să încât acel ajutor să-l primească Tarom. S-au fost îndeplinite toate condițiile. Asta nu înseamnă că nu trebuie să intrăm pe componentă și pe lucrurile pe care Taromul și le-a asumat. Cu toată părerea de rău, Taromul trebuie să facă anumite reorganizări care înseamnă și această componentă de restructurare. O companie de mărimea Taromului trebuie să aibă peste 90% din personal, din angajați, sau în jur de 90%, trebuie să fie personal de bord. Nu vedeți acest procent în acest moment la Tarom. Sunt anumite componente pe care, dacă vrem să salvăm această companie, trebuie să le atingem, cu toată părerea de rău. Guvernul Ciolacu va rezolva problema reformelor din PNRR pentru a debloca tranșele 2 și 3, astfel încât să vină banii pentru autostrăzi și căi ferate? Să nu... Ministerul Transporturilor, și asta o știți și am spus-o și în fostul mandat, Ministerul Transporturilor are nevoie de banii din PNRR pentru a implementa aceste proiecte. Eu nu cred că își permite cineva să piardă aceste sume. În niciun caz... Aveți ceva să vă... Jurnalul orei 12 începe cu declarații din partea lui Sorin Grindeanu, care a ieșit în urmă cu foarte puțin timp de la audierea din Comisia de Specialitate. El rămâne de altfel ministrul al transporturilor și în guvernul Ciolacu.